A venit poliția parfumurilor și m-a pus să aleg din colecția mea parfumuri pentru tot anul. Unul pe lună. Sunteți curioși? Ha! Well, hello! Ce mai faceți, dragilor? Ce mai ziceți? Azi am zis să facem ceva fun. Că e ianuarie, final de ianuarie, încă e ianuarie când filmez acest clip. E cam deprimant, așa, e o perioadă a anului deprimantă și am zis, hai să facem ceva fun. Un fel de tag. Cred că a fost tag la un moment dat. Nu știu. Am zis să fac așa, parfumuri pentru 12 luni. Fiecare lună a anului să fie reprezentată de un parfum din colecția mea. Ce alegem, ce alegem. E greu. E greu rău. Mi-a luat ceva timp, pentru că pur și simplu nu știam. Practic erau 3 pe anotimp, nu? Că 3 luni dintr-un anotimp. Și mi-a fost foarte greu. Că în fiecare anotimp am peste 10 parfumuri cu care lucrez. Și nu știu cum o să fac. Mă gândeam să fac un clip cu 5 parfumuri pe viață. Sau chestia aia, 5 parfumuri, 6 parfumuri, nu știu, cred că 5. Cred că e imposibil să fac așa ceva. Cred că o să le aleg așa, ala bala portocala. Altceva. Hai să intrăm în el. Pentru luna ianuarie. Încă suntem în luna ianuarie. Și ce să aleg, ce să aleg? Vă dați seama că trebuie să aleg un parfum mai puternic din colecția mea. În mod normal, cred că alegeam, de fapt sigur alegeam, Alien, de la Mugler, varianta normală. Dar cum am acum varianta mult mai puternică și anume Alien Essence Absolute, de care sunt obsedată, noua mea obsesie este asta, am zis să fie acesta parfumul meu de ianuarie. Și cum încă mai suntem în ianuarie și eu nu m-am dat azi cu parfum, o să facem, cum zice domnul Cocoș de pe Simțuri Ascuțite, zice... Ritualul de ungere. Îmi place la nebunie chestia asta, dar e trademark. E a domnului Cocoș. Dar o împrumut un pic. Hai să facem ritualul. Și unul pe piept. Aș putea să mă dau și pe încheieturi, ca să fiu extra, extra strong. Încerc să fac așa pentru că... Asta curge un pic când mă dau cu el și îmi lasă și o culoare pe piele, dar se duce. Să nu vă speriați dacă vă dați cu acest tip de parfum cu sucul mai închis. De obicei ele lasă un pic o culoare pe piele, dar e ok, nu vă pătează pielea. Hainele e altă poveste. Dacă sunteți în alb, nu vă recomand să vă dați cu acest parfum. Bun, cum v-am mai vorbit, cred că v-am împuiat deja capul cu el, mi l-am dorit mult timp, într-un final a ajuns la mine, mie îmi place să zic că am atras energii pozitive și parfumurile mi le-am atras către mine. Este un Alien la puterea N, cum îmi place mie să zic. Clasica ambră, iasomia indolică din Alien, numai că acesta are și ceva smirnă, dacă nu mă înșel. Eu nu o simt, nu pot să zic că simt acea smirnă, deci nu e un bisericos, niciun caz, dar este un Alien mult mai deep, mult mai adânc, mult mai profund, mult mai puternic și clar, nu știu, nu cred că l-aș folosi chiar ziua în amiaza mare, nu știu, parcă e mai de seară acesta, poate Alienul clasic este mai potrivit pentru zi, dar și acela se pretează foarte bine și pe seară. Dar cum acum seara nu ieșim în oraș, pentru că la 11 noaptea trebuie să fim în casă, avem scuză, îl putem purta și ziua. Adică eu n-am nicio problemă să port și ziua, atât timp cât nu exagerez cu el. Și într-adevăr, 2-3 pufuri e suficient, eu am cam exagerat acum. Dar stau acasă, deci numai eu mă miros pe mine, nu deranjez pe absolut nimeni, așa că... Bun, deci pentru ianuarie rămâne Alien Essence Absolute. Dă-mă un pic mai așa. Și o să încerc să le pun pe toate aici. Nu știu dacă o să reușesc, s-ar putea să avem un accident pe cameră, sper că nu.
o să fie fun pentru voi, pentru mine nu chiar. Dar hai să trecem mai departe. Pentru luna februarie, am stat și m-am gândit, e încă iarnă, cu toate că spre finalul lunii februarie, să zicem că vin căldurile, așa ar trebui, cu toate că și pe 1 martie s-a întâmplat să mai ningă, să mai fie frig, să mai fie ger, deci depinde acum cum vrea vremea de afară. În principiu e tot lună de iarnă, deci m-am gândit tot la un parfum dulce. Și spre ce am gravitat foarte mult iarna asta, dar o să urmeze și un clip pe tema asta. Știți că fac la finalul fiecărui sezon ce parfumuri am purtat cel mai des. Și clar acesta o să fie în lista aceea, în acel clip, pentru că l-am purtat foarte des, având în vedere că l-am luat recent. Cred că are o lună, hai, o lună jumate, două, nu știu, nu l-am luat de foarte mult timp, nu l-am în colecție de foarte mult timp. Și hai să nu vă mai țin pe jar. Alegerea mea pentru februarie este Lolita Land de la Lolita Olympica. Da, parfumul lui Francis. Nu mai zic numele de familie pentru că l-am pocit de atâtea ori încât... Da, nici. S-ar putea să mă contacteze Francis și să zică, măi fătucă-mă, învață-mi numele ăla odată. Îți dai seama? E o strategie de-a mea să mă contacteze Francis. Da, da, da. Așa... Deci Lolita Land de la Lolita Olympica este o dulceață. Eu simt un colac secuiesc cu scorțișoară, cu toate că n-are scorțișoară în el. Este dulce, dar în același timp efervescent, că tot ne place nouă să utilizăm acest termen. Efervescența lui vine din acea notă de Bellini, acea băutură. Și este... dulce, dar în același timp aerat. Nu deranjează. Bine, o deranjează doar pe mama mea, acest parfum. De câte ori mă dau cu el, nu prea îl suportă. Ea e cu parfumul Fresh. Deci clar, acesta nu este pentru o persoană care preferă doar parfumul Fresh. Încă s-ar putea să vă deranjeze. Dar nu e nici neapărat cel mai dulce parfum. Nu e o dulceață care să-mi provoace... tulburări stomacale. Așa că ăsta este pentru luna februarie. Vedeți ce culori frumoase au parfumurile. Sucul lor e foarte interesant. Se vede că sunt mai de iarnă. Nu știu, cumva îmi dau seama dacă un parfum e mai puternic sau nu, mai dulce sau nu. Și după culoarea lui. Dacă se vede culoarea, pentru că sunt și sticle închise la culoare în care nu prea poți să-ți dai seama. Bun, hai să trecem la luna martie. Luna martie, totul înflorește, avem ghiocei, avem 1 martie, avem mărțișoare, avem ziua femeii, avem, ce mai avem în martie? Avem multe sărbători primăvăratice, primăvara începe, iese primul fir de iarbă verde, să zicem, primul ghiocel, deci e o renaștere. Eu m-am gândit că nu există un parfum mai primăvăratic în colecția mea și în același timp merge și dacă e un pic mai frig în luna lui martie. Deci nu l-aș purta neapărat pe acesta când e prea cald, încă mi se pare prea mult. Este preferatul meu de la Guerlain. Da? L-ați ghicit? L-ați ghicit? Hai, vă las un timp să comentați. Și ce e? Ce e? Yeah. Hai că l-ați ghicit. Și anume... Insolence de la Guerlain. Ta-da! Știți, sticla n-are sens să vă mai arăt. E arhicunoscută. Eu am decis să-l prezint în această sticlă abei. L-am și în variantă veche, dar fără capac și parcă fără capac n-are niciun farmec. Și am zis să vă prezint sticla mea folosită, pentru că mai am una de backup. Hello! Cum să rămân eu fără acest parfum? Este parfumul meu perfect de primăvară, v-am zis. E feminin, ultra feminin, e o violetă glasată cu multă pudră. Nu zahăr pudră, nu e dulce neapărat, e foarte pudrat.
Cred că e unul dintre cele mai pudrate parfumuri din colecția mea. Și primăvara tind să port mai des acest tip de parfum. Nu știu de ce, simt nevoia de pudrate când e primăvara afară. Deci în luna lui martie eu l-am ales pe Insolence de la Guerlain. Hai să-l punem și pe el aici, așa, să vedem. Poate-l dau mai în față, ia. Poate în cap, cine știe, e o minune și în cap toate parfumurile pe asta, nu știu. Așa, le-am aici notate în ordine, că nu cumva să o iau razna, să o iau cu arătură. Deci ar fi a patra lună, da? Luna aprilie. De obicei în aprilie avem Paștele, dar nu neapărat, poate să fie și în mai. E o lună în care pomii înfloresc mai mult în aprilie, bine, și în martie, dar în aprilie chiar avem o abundență de pomii înfloriți. Și nu știu ce mă face să mă duc cu gândul la București, când înfloresc teii, deci automat eu m-am dus cu gândul acolo în luna aprilie și cred că v-ați dat seama ce parfum am ales. Este un parfum care îmi evocă Bucureștiul atunci când teii sunt înfloriți. Și acesta este Elizabeth Arden White Tea. E unul din preferatele mele de primăvară, n-aveam cum să nu-l includ și este perfect atunci când te plimbi, de exemplu, prin București și acea aromă, acea mireasmă de tei, pur și simplu te învăluie așa și tu vrei să o duci cumva acasă, să o iei cu tine și acesta este parfumul care mie mi se pare că miroase cel mai asemănător cu acea mireasmă și ești acolo, ești din peisaj dacă te dai cu acest parfum, mă gândesc. Este și acesta foarte pudrat, feminin. Nu cred că este mai pudrat decât Insolence. Nu știu dacă am ceva mai pudrat decât Insolence în colecția mea, sincer să fiu. Dar și acesta este foarte plăcut. Nici nu știu dacă există cineva care să nu-l placă. Posibil, dar eu nu prea am auzit aceste păreri negative despre acest parfum. Și rezistă bine pentru Elizabeth Arden. Mai am Green Tea, acela e de vară, nu rezistă atât de bine, dar acesta se duce undeva la 6 ore. Pe mine mă ține acesta, culmea. E destul de bun la capitolul acesta. La capitolul persistență, acestea două persistă foarte bine, aproape toată ziua. Insolence nu mai zic că și acesta ține pe mine toată ziulica. La capitolul persistență avem performanțe bune. Am ajuns la luna lui mai. Am ajuns la a cincea lună, luna mai. Cred că pot să zic că este preferata mea din tot anul. Toate că sunt născută în luna ianuarie și ar trebui să-mi placă iarna. Îmi place iarna, nu pot să zic. Dar luna mai este luna mea preferată. Nu e nici prea cald, nici prea rece afară. Natura este foarte frumoasă în luna lui mai. Avem tot așa flori. Din câte știu, iese și liliacul. Magnoliile parcă în luna mai înfloresc, dacă nu mă înșel. Oricum, avem o abundență de flori, lucruri frumoase, colorate, plăcute ochiului. Și din nou, temperatura este perfectă pentru un tricou și ceva pe deasupra. Nu ne strofocăm prea mult cu geci, cu pufoaice, cu eu mai știu ce. Poate să plouă, dar nu prea plouă. Și luna mai pentru mine are o semnificație aparte, pentru că în luna mai m-am căsătorit. Și a rămas cumva în sufletul meu ca luna mea preferată. De asta am și ales-o ca să mă căsătoresc în acea lună. Pentru luna mai am ales un Jo Malone. Nu puteam să nu includ un Jo Malone în această colecție. Și de cel mai potrivit Jo Malone pentru luna mai mi s-a părut dragostea mea eternă, prima mea dragoste de la Jo Malone, și anume Peony and Blush Suede. Așa arată sticla, dar deja cred că știți, pentru că toate sticlele de la Jo Malone din colecția asta arată la fel, mai puțin sticlele negre, care sunt în altă colecție, altă serie, mă rog. Deci Peony and Blush Suede miroase, dacă îl mai simt în capac, ia să vedem, poate îl dau un pic. Miroase a bujor, foarte feminin, floral, suav. Elegant, parcă pe mine mă transportă în Londra, v-am zis, în Covent Garden, într-o rochie înflorată, cu toate că nu am așa ceva în colecție, dar eu mă văd într-o rochie înflorată și cu
O geacă de piele întoarsă, poate un roz prăfuit. Vă dați seama ce ar fi acolo. Ar nebuni lumea, s-ar opri lumea pe stradă să mă fotografieze. Da. Mă rog, Peony in Blush Suede este preferatul meu, prima mea dragoste de la Jo Malone. Nu puteam să nu-l includ și este perfect pentru luna lui mai, după mine. Hai să vedem. Ajungem în prima lună de vară. S-a terminat primăvara, perioada mea preferată, trebuie să recunosc, cred că e anotimpul meu preferat. Și încep căldurile, dar o luăm ușor. Nu e o căldură care să fie insuportabilă. În luna iunie e o temperatură plăcută. Și am zis să aleg din tot arsenalul meu de vară, că vara am observat că eu stau cel mai bine, cred, la parfumuri. Vara, primăvara și toamna. Iarna mai puțin. Nu știu de ce. Nu am atâtea dulci. Nu am atâtea care să se pupe neapărat cu iarna. Cu toate că mi-am făcut arsenalul și pe timp de iarnă, dar mai merge acolo. Mai e loc de ceva. Ce am ales pentru luna iunie? Am ales un parfum, unul din preferatele mele de vară. Nu puteam să nu-l includ, adică să nu fie unul dintre cele trei parfumuri de vară care vor urma acum. Deci, Dolce & Gabbana Light Blue. Îl știți, e varianta intens, nu vă mai bat la cap cu acesta, cred că v-am bătut la cap suficient. Preferatul meu de vară, cel mai bun pentru o femeie de vară. Unii zic că e foarte sintetic, într-adevăr, dar eu simt o lămâie specială în el, o lămâie, eu îi zic un pic sexy. Are ceva, o notă poate aromatică, ceva, e o lămâie foarte aromată, asta este. Deci eu simt o tonă de citrice, o tonă de lămâi. Foarte bun pentru vară și fiind un pic, varianta intens fiind un pic mai dulce, ceva, o idee mai dulce, eu zic că merge în luna iunie, pentru că atunci avem temperaturi ok, nu se exagerează cu canicula, putem avea caniculă și în iunie, dar de obicei sunt ok și putem să folosim parfumuri ceva, o idee mai dulci, fresh, dar cu acolo ceva dulceață. Și așa mi se pare Light Blue de la Dolce & Gabbana. Deci nu e un fresh și atât, nu e un citric și atât. Și așa că acesta este pentru luna iunie. Luna iulie. Încep căldurile și încep să nu mai suport orice parfum. Cel puțin eu în luna iulie. Încep să fiu foarte selectivă, nu mai pot să mă dau cu nimic care este prea dulce, nimic care se agață de pielea ta și nu-ți mai dă drumul. Trebuie să fie ceva care să staie greața, greața de la căldură, să te facă să te simți că ai fost răcorit cumva de parfum. Și în același timp am ales un parfum happy. Ați ghicit ce e? Vorbim desigur de Mandarin Basilic de la Guerlain din colecția Aqualegoria. Cred că este preferatul meu din toată colecția. Clar am consumat din el anul trecut și mai am și un backup, deci nu cumva să rămân fără. Cu acesta mă pot da în prostie. Nu ai cum să te dai prea mult cu acesta și nu ai cum vara să dai greș cu el. Deci nu te supără oricât de mult ai da. Are o proprietate de a fi atât de aerisit, atât de happy, atât de citric și citricele merg foarte bine vara, dar se răcorește treaba cu acel busuioc care îi dă acel kick de care ai nevoie. Nu e doar un simplu citric, nu e o simplă mandarină. Și se simte puțin acel busuioc, dar suficient cât să-l facă interesant. Nu o să miroși a mâncare, nu o să miroși a ciorbă, deci nu e atât de exagerat. Este foarte bine blenduit și foarte bine drămuit în acest parfum. Cineva m-a întrebat în comentarii dacă are mult busuioc, dacă se simte busuioc. Da, eu îl simt, dar nu este exagerat, este foarte plăcut. Nu va deranja, deci nu vă faceți probleme din punctul acesta de vedere. Acum, există poate persoane sensibile la mirosul de busuioc și nu o să-l suporte în acest parfum. Poate.
dar mă îndoiesc. Mă îndoiesc pentru că e un parfum atât de vesel, atât de frumos de vară și merge foarte bine pe căldură. Deci pe căldură el strălucește cumva. Nu știu, nu m-aș da cu el iarna în niciun caz. Nu, ar fi ca nu ca în perete. Dar vara, în luna iulie, eu zic că e ce trebuie, mandarin bazilic de la Guerlain. Da, deja am umplut aici. Îmi încap cam, hai să știu pe viitor, 3, 6, 7. Bine, poate un 8 și un 9, dar deja cam întind coarda și mie că o să se prăbușească toate în jos. Așa că o să le dau jos și o să trecem la următoarele parfumuri, următoarea serie. Așa, am curățat suprafața de lucru. O să dau mai așa un pic să vedeți mai bine când pun parfumurile. Și trecem la luna 8-a. Cea mai călduroasă după mine lună este luna august. Atunci este acea căldură insuportabilă, acea caniculă, trebuie să stai numai la aer condiționat. Dacă cumva ieși afară pe timp de zi, trebuie să-ți iei litri de apă la tine, trebuie să-ți iei pălărie de soare, trebuie să te dai cu tone de SPF, cumva dacă stai mai mult de 5 minute la soare s-ar putea să ai probleme. Deci merge ceva, un parfum care să cumva să te scoată din această stare, să te ducă în altă lume. Și singurul parfum pe care l-am eu de vară, care clar mă transportă în altă lume, undeva unde e normal să fie atât de cald și cumva nu te deranjează atât de mult căldura, pentru că e altă țară și altă climă, vorbim aici de Un Jardin sur le Nil de la Hermès. Nu știu dacă focusează, dar mă rog, știți, sticla, a mea e micuță, variantă de 50 de mililitri. Regret că mi-am luat-o așa, dar cum o consum, cum îmi iau sticlă mare, chiar dacă acesta costă ceva. Dacă vreți prețul și tot tacâmul, o să-l aveți în descrierea acestui clip și o să aveți acolo exact ordinea pe luni, ce am ales eu, ce este în fiecare lună, ce parfum. Bun, deci Un Jardin sur le Nil este parfumul care mă transportă, da. Beam me up, Scotty, știți, ca în Star Trek. Mă transportă în Cairo. Nu știu ce pe mine mă duce cu gândul la Cairo, n-am fost niciodată în Cairo. Vreau să mă duc, dar pe mine acolo mă duce cu gândul. Deci dacă acolo mă duce cu gândul, aia e. Într-un loc în care n-am mai fost până acum, dar mă gândesc așa, miras. Și mă duce cu gândul la o piață de mirodenii, unde se vând și portocale citrice ceva, dar și multe mirodenii. Deci este un citric, dar cu foarte multe mirodenii în el, foarte verde. Asta este cuvântul, un citric verde. Și mi se pare că are și papură sau ceva ce crește pe Nil. Nu mai știu exact. Ceva, papură, trestie, nu mai știu. Dar e aproape acvatic, un citric verde acvatic cu spices în el, cu mirodenii. Și te ajută foarte mult când e căldură insuportabilă afară. Deci cu acesta poți să treci peste și ține, asta e bine, pentru că majoritatea celor de vară o să vedeți că au persistență scăzută. De exemplu, v-am vorbit de mandarin bazilic. Acela se știe, e din gama Aqua Allegoria, este ușurel, dar nu rezistă. Rezistă undeva la 4 ore, după aceea trebuie reaplicat. Pentru vară să zicem că nu mă deranjează, dar acesta dintre cele de vară cred că rezistă cel mai bine. Rezistă mai bine decât Dolce & Gabbana Light Blue. Chiar dacă ce am eu e varianta intens, Light Blue intens. Dar clar, în Jardin sur le Nil depășește performanța. Cred că pe mine ține undeva la 6 ore. Pentru vară, 6 ore este mai mult decât decent. După mine, eu nu am așteptări atât de mari pentru parfumurile de vară. Înțeleg, în căldură nu toate performează atât de bine. Bun, trecem peste vară, deci vara a trecut și ajungem la toamnă. Toamna este un timp interesant pentru că poți să începi să adaugi în colecție un parfum un pic mai dulce. Dar în septembrie, în luna noua, în septembrie vorbim de tot un fel de lună de vară, dar un pic mai răcoroasă. Temperatura deja e suportabilă, nu mai mori de cald ca în august. Și am zis să o iau ușor, cu un parfum
un pic mai dulce, dar aerat în același timp. A fost la limită între două parfumuri. Vă zic și ce parfum era, era în concurență cu acesta și până la urmă am ales. Am ales pentru luna noiembrie Ariana Grande Cloud. L-am întors invers. Da, încă n-am scăpat de capac. Nu știu de ce, dar o să-mi iau la revedere de la capac pentru că nu-l suport. Sticla e ok, dar am scăpat de acel suport de la el, oribil, acela în formă de norișor. Că nu. Avem toți 13 ani și vrem un norișor, nu-i așa? Da. Acesta, într-adevăr, se comportă ca un nor în jurul tău. Este ușor, de asta l-am băgat în luna septembrie. Nu ne trebuie ceva greu în luna septembrie, pentru că mai putem avea temperaturi mai ridicate. Așa că Ariana Grande, eu zic că este o alegere bună. Pentru mine miroase a pară și a un pic de zahăr ars, dar un zahăr ars ca un nor, așa, nu e nimic greoi la acest parfum. Și are persistență foarte bună pentru un parfum de vedetă, miroase a parfum de designer, clar. Nu zici că e parfum făcut de Ariana Grande sau orice altă vedetă. Știți poate la ce mă refer când zic parfumuri de vedetă. Au un anumit stil caracteristic și de obicei nu prea rezistă. Sunt plăcute ca mirosuri, sunt mainstream pentru cam toată lumea, dar nu persistă și cam toate miros la fel. E, acesta de la Ariana Grande, Cloud-ul, nu este în același tipar. Este din tipar și asta îmi place. Nu mă omor eu după Ariana Grande, nu am nimic cu ea, dar nici nu sunt mare fană. Dar parfumul ăsta chiar a fost reușit. Este o tentativă de bacara mult mai aerată și mai puțin lemnoasă. Dar eu zic că merge în luna septembrie, merge pentru că degajă așa în jurul tău un nor plăcut și acel zahăr ars e mai mult un fel de vată de zahăr pe băț, știți, acelea de le luați când erați mici din parcuri. Ei, acolo mă duce cu gândul și acea pară e potrivită pentru toamnă, mie mi se pare nota de pară una din notele potrivite de toamnă. V-am zis că acesta, Cloud-ul, era în luptă cu alt parfum. Trebuie să vă zic că celălalt parfum era YSL Libre, care este un parfum cu lavandă și vanilie. Dar în final a câștigat Cloud-ul și asta a fost alegerea mea. A fost foarte, foarte greu să aleg între cele două. M-am tot întors între ele, le-am mirosit, am zis și aș purta eu toată luna septembrie. Și așa m-am gândit, trebuie să le port, să zicem, toată luna aia. Și să nu mă plictisesc, să-mi placă, deci vă dați seama că trebuie să aleg cu grijă. Bun, luna octombrie urmează, luna 10-a, luna octombrie avem deja culorile acelea frumoase de toamnă, avem frunzele care încep să fie ruginite, cum îmi plac mie, dar nu sunt, natura încă n-a murit, adică nu e atât de deprimantă ca luna noiembrie, care mie mi se pare mai deprimantă un pic. Luna octombrie are și, mă rog, Halloween-ul, dacă sărbătoriți așa ceva, dar are acel covor de frunze și acele culori foarte frumoase și nu te duce cu gândul la ceva deprimant că natura o să moară și totul e pustiu, e ce să mai vine iarna și gata, s-a terminat tot. La ce m-am gândit eu pentru luna octombrie? Am fost tot așa între două, dar clar preferatul meu pentru luna octombrie a câștigat și anume, l-am aici, vorbim de Label de la Jean-Paul Gaultier. Am sticla mică de 30 de mililitri, pentru că îmi place mai mult sticla asta decât sticla mare. Nu știu, sticla mare cu acel colier de trandafiri, aurii, mi se pare cam chicioasă. Acesta are un mic trandafir aici, dacă îl vedeți. Și e mult mai plăcut. Deja am consumat din el toamna trecută destul de mult, pentru că l-am luat în toamna lui 2020. Eu zic că am consumat ceva din el. Este o pară cu vanilie și vetiver. Dacă nu mă înșel, sunt doar 3 note, mă rog, doar 3 note listate. Normal că sunt mai multe note în acest parfum. Se simte foarte frumos acea pară cu ceva migdale. Eu mai simt și migdale în acesta.
și e foarte potrivit pentru toamnă, în mijlocul toamnei. M-am gândit că în octombrie ar fi potrivit acest parfum să te plimbi printre frunzele colorate și să, nu știu, să faci poze și tu să miroși a pară și a vetiver. E un pic altfel acest parfum, datorită vetiverului, acesta are o tentă masculină, dar pe mine nu mă deranjează. Din nou, este unic în colecția mea și n-am putut să nu-l aleg. Îl punem aici și trecem mai departe. Mai departe, ce avem? Mai intrăm în luna noiembrie. Luna care mie mi se pare un pic mai deprimantă, v-am zis de ce, deja natura începe să cam moară, frunzele nu mai sunt cele frumoase, bine, au o culoare mult mai roșiatică, asta e interesant, dar și vezi primele semne de iarnă, deja începe frigul să-și înfigă colții în tine, deja trebuie să ai o geacă mai groasă pe tine și așa că merge ceva mai dulce, dar totuși de toamnă. V-am zis, când mă gândesc la toamnă, mă gândesc la mai multe note, printre care para, migdalele, lemnoasele. Îmi plac aceste combinații de note toamna și eu le-am găsit foarte bine blenduite în Banana Republic Dark Cherry and Amber. Și ambra, că nu am pomenit-o, dar și ambra mi se pare o notă potrivită de toamnă. Și acesta e un parfum unisex, dar este atât de frumos realizat, încât într-adevăr îl văd și pe un bărbat și pe o femeie fără nicio problemă. Cumva s-ar putea să fie prea dulce pentru unii bărbați, pentru că are o migdală dulce în el. Eu simt foarte multe migdale în acesta și acea ambră un pic mai întunecată care completează foarte bine parfumul. Mie mi-a plăcut foarte mult, atât de mult încât sigur după ce termin sticla asta cred că o să mai achiziționez o sticlă. Este accesibil ca preț și este foarte plăcut în noiembrie. Chiar l-am purtat, țin minte, în luna noiembrie, când deja frigul cam își făcea prezența și nu mai puteai să te plimbi, de exemplu, pe afară, fără să ai pe tine ceva mai gros. Și aceasta este varianta mea pentru luna noiembrie, parfum pe care cred că l-aș purta fără probleme toată luna noiembrie, fără să mă plictisesc de el. Bun, ajungem... Deja am ajuns la ultima. Bine, s-a lungit clipul, normal, că m-am lungit eu. Dar nu puteam pur și simplu să vă zic 1, ăsta, 2, ăsta, 3, ăsta. Nu e stilul meu. Plus că mie îmi place să trâncân aici de... Mă uit toți sfinții. Mă rog, luna 12, luna decembrie. O lună specială. O lună cu multe sărbători. Bucurie, zic eu. Adică e o lună veselă pentru mine. E cea mai plăcută lună de iarnă, cu toate că e foarte stresantă pentru că trebuie să faci atâtea pregătiri și, mă rog, cine alege să facă pregătirile alea, pentru că eu aș putea să stau bine mersi liniștită, dar mă mănâncă să fac eu tot felul de chestii și ajungi să fii foarte obosită. Dar în același timp e o satisfacție acolo, să stai cu familia. Mă gândesc, Crăciunul pentru mine așa înseamnă brad, miros de brad în casă, toți în jurul bradului, stând la povești, eventual și un foc ceva arzând într-un șemineu, nu știu, poate o cabană, afară e iarnă, sunt nămeți, afară bate crivățul, mă rog, zic și eu așa, visez la un Crăciun din acela ca în povești. Și nu există alt parfum care să mă ducă cu gândul la Crăciun decât un parfum care poate mulți îl considerați de vară, dar eu îl consider de iarnă, îl asociez foarte bine cu luna decembrie, pentru că are o notă de brad în el, și anume de la Hermes, Eau de Merveille, varianta EDT, deci nu elixir de merveille, cu toate că și acela e plăcut, dar în acela parcă lipsește nota de brad, care automat mă duce cu gândul la Crăciun. Acesta este un lemnos foarte frumos, cu ceva ambergri, deci foarte interesant. Bine, un ambergri sintetic mai mult ca sigur, dar un parfum ca niciunul altul din colecția mea. Deci nu există un parfum care să rivalizeze cu acesta în colecția mea. E deosebit, nu este prea puternic, nu este prea dulce, dar în același timp merge iarna, pe pielea mea rezistă foarte bine și are proiecție bună. Și automat când mă dau cu el mă simt de parcă aș fi lângă brad sau nu știu, mă simt cumva de parcă a venit frigul și vine Crăciun.
Dar și în luna decembrie, să știți că m-am luptat cu un alt parfum în minte, un parfum descoperit recent, care cumva rivalizează cu acesta, dar e diferit, merge pe altă filieră. Este un parfum de nișă. Aici vorbim de Maison Martin Margiela. Vorbim de By the Fireplace. Am doar un travel size din acesta, dar mă gândesc serios că acesta merită o sticlă mare în colecția mea. E cam singurul de la Maison Margiela care merită o sticlă mare, pentru că este singurul care chiar rezistă, pe pielea mea cel puțin. Nu am încercat tot ce se poate de la ei, dar By the Fireplace clar e un parfum unic. Îți aduce amintiri, parcă te vezi în fața unui foc într-un șemineu, un foc care arde mohnit, dar un foc, un lemn, ceva ars dulce, înțelegeți? Nu știu cum să vă explic, dar este perfect, te aduce, parcă te vezi lângă șemineu, te duci acolo, înțelegeți ce vreau să zic? Și parfumurile astea pentru mine sunt ceva special, adică ocupă un loc special în colecția mea. Și de asta o să trișez în luna decembrie și nu m-am putut decide între cele două, așa că o să-l pun și pe acesta în luna decembrie. Îmi permit, dacă mă lăsați, desigur, îmi permit. Cam astea au fost parfumurile, iar m-am lungit, așa că o să fie scurtă formula de la revedere. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, desigur, puteți da un like acestui clip. Eu mă simt cam ciudat să vă cer acest lucru, nu știu de ce, alții n-au niciun stres, dar se pare că eu am stres legat de chestia asta. Alții vă cer de la început like-uri, cu toate că nu ați văzut încă clipul, ceea ce mie mi se pare un pic ciudățel pentru mine, eu n-aș putea să fac asta. Desigur, dacă vă plac clipurile mele și v-ați uitat la mai multe și simțiți nevoia, puteți da și un subscribe, m-ar ajuta în sensul că am crește și am fi mai mulți, am comenta mai mult la clipuri, mie asta îmi place, cred că cel mai mult să vorbesc cu voi, să descoper alte parfumuri, să vorbim de note, să vorbim de cum ne simțim cu un anumit parfum. Asta mi se pare cel mai interesant, interacțiunea până la urmă, un număr acolo lângă numele meu pe canal ajută, dar nu este scopul principal. Și nici numărul de like-uri, nici numărul de dislike-uri, nici alea nu mă deranjează. Comentariile cumva pentru mine contează, pentru că eu vă pot răspunde și putem avea o conversație. Cam asta a fost, sper că v-a plăcut. Revin, cred că sâmbătă, cu un clip. Nu promit, dar mai mult ca sigur o să revin. E un clip interesant, zic eu. Sper să vă placă și acela. V-am lăsat, v-am pupat, să aveți grijă de voi și de ai voștri, ca de obicei, cum vă urez eu, și ne vedem la următorul clip. Ciao, ciao! Well, hello! Dar cum am acum varianta pe droguri, e unul din cele mai dulci parfumuri, probabil, de pe piață, dar cumva e tolerabil pentru nasul meu, nu că e tobelabil? Deci la capitolul persistență avem performanțe. N-am scos Jo Malone, credeam că le-am pe toate aici. Dar Jo Malone este în cutiuța lui și trebuie să îl scot. Trebuie să-ți iei chile de apă la tine și să... Chile, nu chile. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me some perfume, I guess. On the first day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves, two la 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 lululu, and a partridge and a pear tree. On the first day of Christmas, my brother gave to me. On the first day of Christmas, my true love gave to me
A partridge in a pear tree. De ce cânt așa ceva? A venit poliția parfumurilor și mi-a zis să aleg parfumuri din toată colecția mea. Una. A venit colecția. A venit ce? What? A venit poliția parfumurilor și m-a pus să aleg din colecția mea.